Petunia mea frumos colorată și frumos mirositoare. Te îmbată cu mirosul. Numai că a cam ajuns în situația în care nu prea vrea să mai facă flori. A făcut cam cât a crezut ea și a început să se ofelească frunzele, deci e exact momentul când trebuie să fiu fără milă și să încep să o tai. Da? Deci, în primul rând, am să o tai de aici și salvez ce tai. Ok, asta am să o tai de pe aici. Asta este următoarea, tai mai jos. Acum aici, să vedem cum stăm. Deci aici sunt toate semințe. O tăiem și ea va regenera. Deci aici s-a cam terminat cu floarea, nici nu mai arată dacă vrea să mai înflorească. Avem și semințe. Chiar vreau să colectez semințe. Sunt frumoase florele și merită colectate. Ok, aici să vedem. Bun. Deci încă are viață, mai are un bobocel în vârf, dar nu e ceea ce mai trebuie, da? Și atunci o tăiem de aici. Asta este mai frumoasă. Deci are ce să înflorească și o lăsăm. Am văzut încă un bobocel care trebuie tăiat, de asta cu semințe. Ia să las să aibă semințe naturală. Dacă vrea să crească, îi urez succes. Asta e, să vedem cum se prezintă. Asta și asta e cam gata, da? O tai și pe asta de desubt de aici. Salvez plantuța. Aici jos. Văd că a terminat de înflorit. Mai era una. O las acolo. Așa. Și mai este încă una. Asta e întoi. Mai face flori. Mai durează, cred că, o săptămână. Că mai are, vin mai mulți bobocei. Aici iarăși are. Dar colectez niște semințe. Astea sunt uscate. Să le vedem. Da, sunt foarte, foarte mărunțele, după cum vedeți. Așa, ia să fac un zoom mai apropiat. Astea sunt semințelele. Și sunt foarte multe. Multe și mărunte. Am regulat zoom-ul. Astea o să încerc să le înmulțesc. Pământul fiind din pădure, unde erau urzici multe, au căzut semințe de urzici și mă bucură și pe mine cu multe urzici printre plantele mele. Da, alte semințe pe aici, am să le colectez. Asta încă, cum am spus, mai mă bucur cu flori. Dar am să tai semințele să nu se mai gândească la ele. Și să-i dau de gândit să crească flori. Cam asta a fost cu tăierea de la
această petunie. Vă doresc succes și fără milă și ne vom întâlni cu rezultate după 2-3 săptămâni de la această floare. Toate cele bune și frumoase în continuare!